Bun găsit la o nouă ediție de cealaltă Basarabie. Sunt Leanca Grițcan. Iată ce veți urmări astăzi. Eu singură am crescut într-o familie, pot să-i zic așa, într-o familie abuzivă, unde tatăl, persoană deșteaptă, inteligentă, însă și acasă, el era mai mult tiran cu noi. Ca să trec peste perioada cea grea a vieții mele, eu mergeam la antrenamente și mă antrenam. Eu am deschis școala de karate la mine în subsol. Cu 3 elevi eu am deschis școala mea de karate. În prezent avem 70 de elevi. Lilia Țintilă Boaghi, antrenoară și arbitră internațională recunoscută oficial în Japonia, ne va purta în fascinantul univers al karateului. Vom descoperi împreună potențialul școlii sale de karate deschise în Canada, care reprezintă mai mult decât un loc pentru antrenamente. Este spațiu în care se produc mari călătorii către excelență și autodescoperire. Partener general, complex turistic Codru. Păstrați iubirea, păstrați. Pentru a se menține în formă, Anatol și Olga își încep diminețile la sală cu un antrenament riguros. Suntem în sala de pregătire fizică a Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Deci aici câteva ori pe săptămână, 2-3 ori pe săptămână facem pregătire fizică, pentru că este foarte important pentru un ofițer de protecție. Ne întâlnim foarte des aici în sală cu toți colegii, ne mai antrenăm. Este foarte fain, ne completăm reciproc unul pe altul, într-un domeniu undeva el cunoaște mai mult, mă completează pe mine. Unde eu nu cunosc, sunt ajutată de el. În primul rând este și soț, dar într-adevăr este și antrenorul meu personal. Se trezesc ambii cu noaptea în cap ca să le reușească pe toate. Însă fără ajutorul părinților, recunosc, cei doi ofițeri le-ar fi foarte greu. Acasă ori este Anatol sau sunt eu. Rânduit. Da, ne rânduim. Copiii deseori întreabă, mamă, de cine mâine e acasă? Tata sau mamă? Tare mult ne ajută bunei, dacă suntem ambii la serviciu. Fără ei, cât n-avea să facem față. Muncim ca să arătăm și estetic, și fizic, și să facem față și la serviciu care îl ducem, dar și, da, și în familie. Copiii să-i educăm, să-i creștem, școală, grădiniță, adică sunt și momentele de casă, de familie, care trebuie să reușești. Deci ne străduim să reușim pe ambele terenuri. Pentru că fac parte dintr-o unitate de elită, cei doi soți sunt pregătiți și psihologic să facă față celor mai stresante situații. Este tirul nostru a Serviciului de Protecție și Pază de Stat, unde facem exerciții tactice, ceea ce legat specificul nostru de lucru tot. Lucrăm sigur și la rece, dar aici executăm exercițiile care posibil poate să apară într-o situație de criză. Anatol este primul care s-a încadrat în serviciu. Pe baza lui, adică a fost ca un stimul, ca un serviciu de elită unde am vrut să activez și eu. Ce aș spun? Că am fost împreună din școală, pe băncile liceului, după care am absolvit universitatea, unde la fel am fost împreună și cred că serviciu, deja, cred că nu avem de ales, tot am ales să fim undeva aproape unul de altul. Anul trecut, Anatol și Olga au lucrat împreună la summitul Comunității Politice Europene, unde au asigurat paza suitei de lideri mondiali. Da, sigur, este o onoare pentru noi că am avut ocazia să lucrăm cu primele persoane din toată lumea, da, cu liderii mondiali. Și știți cum avem ce povesti la nepoți deja. Acasă, Anatol este un tătic grijuliu. Își ajută fetele la temele pentru acasă, joacă fotbal cu Alex, iar Olga este responsabilă de magia din bucătărie. Așa, după asta pui făină, stai o amplică, opresc un pic. Așa, bravo. Dimineața chiar nu-ți de lucru, dacă reușesc, îi fac ce vă fac? Pancake-uri, clătite, da? Mama vă face dimineața. Ce faceți azi? Azi facem un chec cu stafide și cu morcov,
Da, cu niște unt de casă și cu smântână. Gătit este ca, nu știu, ca un hobby pentru mine. Chiar îmi place foarte mult să gătesc. Mm-hmm. Nu numai checuri, chiar și fac și torte și biscuiți. Îți place checuri? Da? Da. Dar cine a făcut checuri? Așa face cu mama. Cu cine a făcut mama? Cu fetele. Da, dar cu fetele a făcut, așa, nu? Stai, așa, hai. Cu cine? Cu Amelia? Cu Milana, da? Olga ne-a mărturisit că Anatol a cucerit-o prin sârguința și la învățătură, cu talentul său deosebit de a stăpâni corzile chitării, dar și cu performanțele sale la sport. Mulți ani ne-am antrenat, ambii am fost sportivi de performanță și Olga a venit în clasa 10-a. 2003, eu deja eram în liceu. Pentru mine el permanent a fost un exemplu, ca și la moment. Era un băiat foarte brav, învăța foarte bine. Pot zic că aveam timp să ne sfântim, dacă sincer. Cam suntem dornici unul de altul, practic. Foarte rar avem timp care să-l petrecem împreună. Respectul reciproc, să știi să cedezi în situații de criză și să dai dovadă mereu că ții la familia ta. Acestea sunt cele trei ingrediente pentru secretul unei căsnicii fericite de durată, spun soții moldovan. La lucru este coleg, nu ne permite mai mult decât să ne salutăm. E normal să fie, adică ca un ofițer de protecție, destoinic să fii. Mulți nu cunosc când da. Suntem soți și soții. De am ajuns la așa un nivel că te înțelegi din priviri, știi? Da, adică dacă vezi ceva amuzant, nu mai te-ai uitat ochi în ochi și deja ai înțeles despre ce merge vorba. Și nu mai trebuie să-i spui cuvinte, adică nu mai te-ai uitat și iertat din ochi sau ceva la cine sau trebuie. Sau să mă atenționeze la da, ceva, uite, ai ceva, grijă, ai grijă de chestii, de una. Olga și Anatol Moldovan își îngrijesc iubirea de o viață. Povestea lor este dovada că timpul poate fi un aliat de încredere pentru faptele mărețe, dar care riscă să rămână doar o trecere efemeră a clipelor fără dragoste, respect și multă răbdare. Păstrați iubirea, păstrați! Partener general, Complex Turistic Codru. Bună, mama! Cu o carieră strălucitoare în karate, Lilia a reprezentat cu mândrie Basarabia la Jocurile Europene de Karate, obținând de 3 ori titlul de campioană. Cu toate acestea, destinul i-a deschis noi orizonturi și acum peste 10 ani, Lilia și familia sa au luat decizia de a se muta în Canada. Echipa de la cealaltă Basarabie a realizat o ediție specială despre revenirea lor acasă după 6 ani. Iar acum, la distanță de 4 ani de la acea întoarcere, vom explora cum s-a schimbat viața Liliei și cum și-a continuat pasiunea pentru karate într-un nou context. Ultima dată ne-am văzut în 2019, când am revenit după 6 ani, de 6 ani de zile, fiind în Canada. Și chiar a fost așa o întâlnire foarte interesantă. În ultimii 4 ani, viața de familie a Liliei a cunoscut transformări semnificative, iar evoluția pe planul profesional este una notabilă. A fost bine, plăcut. Noi ne-am dorit foarte mult să ne revedem cu ai noștri. Toată lumea ne-a întâlnit frumos, ca de obicei, ca la moldoveni, cu multă mâncare, cu voie bună, cu dansuri, ceea ce țin minte că zilele erau atât de scurte și noi aveam câte 3-4 întâlniri planificate. Eu chiar îmi planificam cu cine ne vedem astăzi. Acum 4 ani, după reîntoarcerea lor în Canada, Lilia și soțul său au avut parte de 2 vești triste din Moldova. Îndată după această emisiune, peste o lună, am pierdut tatăl socru și încă peste un an, tot la aceeași perioadă, a decedat și tatăl meu. Deci a rămas fără 2 tați și a fost greu pentru că pentru Dumitru, de exemplu, el a fost acasă,
chiar în ziua când am aflat noutatea. Deci, într-o oră de vreme, noi am cumpărat biletele și, Doamne, mă emoționează așa tare momentul ăsta. Într-o oră am cumpărat biletele și peste 3 ore deja zbura spre casă, dar pentru mine nu a fost posibil pentru că era perioada COVID-ului și totul era închis, aeropoartele închise și așa. De-a lungul anilor, Lilia a purtat în inima sa un vis măreț, acela de a deschide o școală de karate. Cu toate acestea, mereu s-a confruntat cu ezitări și întrebări legate de realizarea acestei dorințe. Foarte multă putere și răbdare am căpătat în momentul când l-am pierdut pe tatăl. Atunci, ce pot să zic? Eu activam într-o companie petrolieră. Și să știți că perioada COVID-ului a fost greu pentru multe companii și în momentul acela multe cadre au fost reduse, dintre care am nimerit și eu pe listă. Deci, să înțelegeți, în septembrie 23 eu am pierdut jobul meu și pe 24 tatăl meu a decedat peste o zi. Deci erau două, așa să zic, noutăți grele. Pierderea de acum 4 ani al tatălui a fost un moment de cotitură în viața Liliei, marcând nu doar o despărțire dureroasă, ci și o sursă neașteptată de putere și determinare. Eu le-am încercat să le trec mai ușor, pentru că știind situația în care soțul meu, de exemplu, Dumitru, pentru el a fost mai greu moartea tatălui și starea de grieving, cum se zice, a fost mai lungă și eu am încercat să fiu mai puternică prin faptul că, nu zic că el nu era puternic, doar că a fost mai greu pentru el, dar eu în momentul acela ziceam că trebuie să fiu puternică pentru că este familia și nu avem încotro, știți, și în momentul când totul era închis, nu puteai să ieși numai doar de la magazin pe 10 minute, nu puteai să te întâlnești cu nimeni, nu puteai să socializezi. Și scăparea mea a fost atunci ca să pot ieși din această perioadă grea a mea, din viața mea, era să, nu, vreau să ating tema asta, că este foarte important, atunci am redescoperit coacerea pâinii cu maia. În timpul pandemiei și-a îndreptat atenția către un domeniu neașteptat. Inițiativa a demonstrat adaptabilitatea și creativitatea sa. Într-o perioadă în care lumea se confrunta cu incertitudine și restricții, Lilia a ales să exploreze lumea coacerii pâinii pe maia. Și ca să o coc, eu am făcut multă investigație asupra rețetei, cum se face maiaua și apoi toată procedura. Și să știți că totul ce se face, se face spre bine. Deci, după mai multe testări, am văzut că pâinea mea iese foarte gustos. Și eu postasem o poză pe Facebook și am început să am clienți. Coacerea pâinii pe maia a devenit nu doar o formă de creație și exprimare, ci și o modalitate de a face față izolării și de a aduce confort în ziua de mâine. Erau foarte mulți care veneau la uși. Și de aici mi-a venit ideea că eu pot să fac pâine și eu vreau să fac și karate. Și între timp, dimineața mă antrenam pentru mine și apoi mi-a venit ideea că vreau să deschid școala chiar la mine în casă. Dar cum să anunți? Cum să faci anunț? Că doar tot era închis, nu prea era posibil să te afișezi. Și anume prin clienții care veneau să cumpere pâine, eu încercam să le arunc câte o propoziție. Să știți că, în afară de ce că eu coc pâine foarte bună, gustoasă, eu mai sunt și antrenor de karate. Și oamenii au început să se intereseze.
În pandemie a explorat coacerea pâinii pe Maia, fără să bănuiască că aceasta va fi puntea către deschiderea unei școli de karate în Canada. Alegerile neconvenționale au evoluat surprinzător către împlinirea unui vis neașteptat și provocator. Astăzi este luni și avem antrenament. Avem două grupe pe azi. Prima grupă sunt copiii și alte grupe sunt adulți. Am pregătit un program foarte intensiv, deci suntem în pregătiri pentru o competiție internă care va avea loc pe data de 3 februarie și toți elevii noștri din școala noastră se vor concura între ei. Astăzi, Lilia se află în postura de antrenor. Ghidează cu pasiune și dedicație mai multe grupe de copii, tineri și adulți în cadrul școlii sale de karate din Canada. I've been going for karate for about 3 years now and I'm a blue belt. I think the school is amazing and my sensei is great at teaching and I just feel so happy going to karate every day I can. I kind of like karate because you get to like do kata and kumite because I love kata, like it's just fun to do. And I like Lydia sensei, she's pretty good. So I came into this karate class because a lot of kids in my school are bothering me. So I came to this karate class so they won't bother me anymore. În prezent avem 70 elevi de la 3 ani, este un singur elev 3 ani, până la 62. 62 e o doamnă care a fost instructoare de yoga toată viața ei și ultimii 3 ani nu a activat, nu a făcut nimic. Și a venit să-și vadă nepoțelul la examen la mine, că el vine la mine la lecții și a zis că vrea și ea să facă karate. Și da, doamna până în ziua de azi se antrenează, niciodată n-a lipsit și vine de la o distanță de 70 de kilometri în fiecare zi, fiecare antrenament. Eu sunt șocată. Cu o experiență diversificată și o viziune deschisă, aceasta împărtășește nu doar tehnici de luptă, ci și o filozofie ce unește generații construind o comunitate unită și motivată. Why do you like karate? Because of the training. Because we can defend ourselves. Because we can have fight. To be strong. Because it's fun. Because we can go to black belt and kill people when they are bad and taking something that... Because there has fun warm-ups. În anul 2020, Lilia a luat decizia curajoasă de a începe primele ore de karate cu 3 elevi chiar în locuința sa din Canada. În noiembrie 2020, eu am deschis școala de karate la mine în basement, se numește în subsol. Acolo mi-am făcut o sală și fetele mele și cu un băiat a unei familii de moldoveni, cu 3 elevi eu am deschis școala mea de karate. În timpul pandemiei, da, atunci când mulți se închideau, multe școli, centre de fitness, nimeni nu activa în momentul acela, absolut nimeni. Și eu am zis că să știi că este momentul meu acum și eu voi depăși toate provocările și așa am început să activez. La început, ideea de a-și dedica întregul timp pentru karate nu-i părea una reală. De aceea, Lilia și-a căutat un job de bază. Mi-am găsit și un job după asta. Și acel job era o experiență frumoasă, a fost o experiență interesantă pentru mine, dar și foarte emoționantă, pentru că eu am activat în guvernul Albertei, în departamentul servicii pentru copii și familii. Și asta mi-a pus o pată. Nu știu dacă este o pată, dar asta mi-a pus o ștampilă ca și cum eu sunt mult mai mult decât să stau în oficiu. În timpul pandemiei s-a confruntat cu provocarea adusă de pericolul și restricțiile impuse asupra antrenamentelor. Dacă sincer, era riscant chiar să vând și pâinea. Pentru că
Cum se întâmpla? Dimineața eu coceam pâine, până la ora 5 eu trebuia să vând pâinea acea și la 5:30 deja se începea antrenamentele. În fața incertitudinii generate de pandemie și cu dorința de a asigura un venit stabil, Lilia a început să muncească pentru guvernul Canadei. Voi începe cu perioada când am lucrat la guvern. M-a atins foarte mult psihologic și emoțional, pentru că rolul meu în acel departament era să... Eu în fiecare zi citeam istoriile, ce se întâmplă în familiile din orașul Calgary. Eu fiind așa o fire, chiar dacă și puternică, oricum mă emoționez, pentru că eu singură am crescut într-o familie, pot să-i zic așa, într-o familie abuzivă, unde tatăl meu, chiar dacă și multă lume îl cunoștea de o persoană foarte, foarte bună și foarte o persoană deșteaptă, inteligentă, însă și acasă, el era mai mult tiran cu noi. Noul job a adus nu doar o schimbare în carieră pentru Lilia, ci și amintiri legate de o perioadă complicată din copilăria sa. Este prima dată când vociferez această situație, dar vreau să vă zic, de asta și-am continuat karate, că atunci când eram copil, eu, ca să trec peste perioada aceea grea a vieții mele, eu mergeam la antrenamente și mă antrenam, cu toate că nimeni nu știa ce se întâmplă la noi în familie. Și deci atunci când citeam istoriile, ce se întâmplă în familie din Calgary, mă duceam acolo în copilăria mea cu strigăte, cu bătăi, cu multe lucruri care nu erau, nu știu, eu cred că foarte mulți la noi poate să se vadă într-un fel oarecare ceea ce spun eu. În cadrul jobului pentru guvernul Canadei, Lilia se afla zilnic în contact cu poveștile emoționante ale copiilor care ajunseseră la punctul critic al gândurilor suicidare. Fiind acolo, că am muncit un an de zile, trebuia să fiu puternică, pentru că oricum eu câteodată chiar vă zic cinstit, citeam și scrisori a copiilor. Înainte de a... Este dur, dar am să zic, copiii care se sinucideau lăsau scrisori și chiar am avut așa o șansă ca să citesc așa scrisori și să știți că de multe ori noi, părinții, pur și simplu nu văd ce se întâmplă și de asta eu am zis că eu vreau să ajut copiii și asta și a fost scopul meu, ca să deschid școala și să am o comunitate de elevi mare, ca să putem să mergem pe un drum corect. Această experiență a reprezentat nu doar o provocare profesională, ci și o confruntare profundă cu realitatea dificilă a suferinței psihologice a copiilor. Toate istoriile se reflectau, îmi reflectau copilăria mea și asta era foarte greu, era dur pentru mine, foarte dur. Dar am trecut. Astăzi este marți și avem altă echipă, altă grupă care se antrenează la noi. Sunt copiii de la 5 până la 10 ani. Avem doi ajutori de dojo, Senpai Ren și Senpai Lance. Și vreau să zic că ne bucurăm mult când suntem împreună. Deci școala noastră este orientată mai mult familial. Noi suntem toți împreună ca o familie. Orele de antrenament susținute și oferite de moldoveancă se dovedesc a fi de o valoare inestimabilă. Sub îndrumarea sa dedicată, copiii nu doar își dezvoltă abilități în karate, ci și experimentează și transformări evidente.
Vreau să spun că sunt foarte fericită. O știu pe Lilia de un an de zile și copilul meu are 7 ani acum și umblă la secția de karate. Este foarte fericit. Îi place foarte mult să vină la lecție. Este bucuros și se trage la învățătură, se trage la lecție. I actually enjoyed like bringing my kids to school. I have 2 kids who's actually attending Sensei Lilia. One thing that I actually noticed is that both kids actually improve more in terms of being learning how to actually have the discipline and then try to exert all of the effort that they want in order for them to become like a good karate person. And then in terms of personality, my son actually learned a lot in terms of socializing with different people since like Sensei Lilia's school is actually big and it's just like she can approach everyone. And I think Sensei Lilia has been a very, very good teacher. She actually helped me, my sons, to develop further as they grow up and giving them discipline of karate. And yeah, I think that's it. My son, he's 10 and a half, and he's really enjoying it. He really likes the sensei, and she's really good at teaching kids, and that she does like tournaments and stuff too for herself, and so she inspires the kids as well. And yeah, I think he's really enjoying the class. Мой сын ходит в эту школу карате, где Лиля преподает. Ему очень нравится. Ему 5 лет. Он даже повзрослел, как только начал ходить. Дома повторяет все движения, показывает. Мы очень довольны. În prezent, Lilia antrenează cu pasiune și devotament o impresionantă comunitate de peste 70 de persoane. Această cifră reflectă nu doar popularitatea și recunoașterea abilităților sale de antrenor, ci și impactul pozitiv pe care îl are asupra unui număr semnificativ de oameni. Cei mai mulți sunt, în momentul de față, sunt ucraineni. Pot să zic că avem undeva un număr de vreo 45% sunt ucraineni și ruși, vorbitori de limba rusă, canadieni, din Africa, din Vietnam, China. Am și japonezi, 2 copilași japonezi. E plăcut pentru că școala noastră este multicultural și aia de unde alege, sunt foarte mulți. Un aspect remarcabil a școlii de karate a Liliei este faptul că unii părinți nu doar își înscriu copiii la antrenamente, ci participă activ antrenându-se alături de aceștia. I have started training with Lilia with JKA Karate School in Calgary about 6 months ago. I've been doing karate previously, but after 20 years of break, I decided to start again. And my son inspired me to do that. He's 7. I just love the classes. We have 2 classes per week. It's a great workout. It's great stress release as well. So after work, I come to the class, I forget about everything. It also gives me a good physical shape. And it's just a really nice atmosphere because I love all the class members. Lily is great as an instructor, and I think I'm very motivated to continue. By the way, she promised me in 2 years I'll get the black belt, so I'll try to aim for that. Într-un anumit moment, Lilia a simțit că nu mai poate să muncească pentru guvernul canadian. Acel job nu era full-time job, era un contract și unde eu am învățat foarte multe. Când am avut niște probleme, nu tare grave de sănătate și mi-am dat seama că deși eu lucrez ca contractor și nu aveam beneficii și în caz că se întâmplă ceva mai grav, deci eu nu pot să ne acopăr cheltuielile. Într-o zi a simțit pur și simplu că nu mai dorește să meargă la job. Și într-o zi m-am trezit așa, brusc, asta a fost prima dată în viață, când eu știu că eu atât de disciplinată, niciodată n-am întârziat, nici la un job în care am... Eu m-am trezit dimineața și am scris managerul că eu astăzi nu vin, pentru că am probleme de sănătate, nu vin, pe când eu niciodată asta n-am făcut. Și eu, așa, știți, dimineața cum te trezești, cu soțul schimb 2 cuvinte și zic, știi ceva? Nu mai vreau. Nu mai vreau să merg la acel job.
vreau să fac altceva. Și el zice, eu te înțeleg, dar, dar cum? Adică ce fel? Eu zic, eu vreau să deschid școala, eu vreau să merg înainte cu școala. În acel moment, Dumitru m-a susținut. A zis că, Lilia, dacă tu așa simți, mergi înainte. Mergi înainte și nu te da. Așa a ajuns să transforme propriul spațiu într-un mediu de antrenament și a adus arta marțială mai aproape de ea și de cei care au ales să se alăture acestui nou început. Sala mea, unde Dumitru, soțul meu, a luat parte să-mi fac... Noi am scos mobila, am plasat niște maturi și am făcut așa ca să fie și safe, în siguranță. Și au început să vină mulți, vreo doi au venit de-ai noștri, noi zicem, hai să zicem, moldoveni, și am avut și din Ucraina două fetiți. Și la un moment dat au început a veni canadieni, filipinezi, africani. Deși la început făcea ore de karate cu doar 3 copii, în scurt timp, popularitatea școlii sale a crescut rapid. Numărul doritorilor a crescut, ajungând la punctul în care locuința sa nu mai putea să-i găzduiască pe toți. Și tot venea, dar eu le ziceam, dacă doriți, veniți pe o zi să faceți o lecție degeaba. Și eu cum... Mi-era parcă rușine să le zic că nu intrați în casă. Și vă închipuiți că este ora 5 și chiar și când soțul meu vine de la serviciu și vrea să mănânce și în momentul ăsta între bărbați cu copii de mânuță și să mergem în jos, în basement unde era sala. Și odată eu țin minte când Dumitru a venit acasă și zice, Lilia, dar spate eu să mănânc măcar. Ne revedem după publicitate. Stați aproape! Ca soluție la creșterea numărului de participanți, odată cu venirea primăverii, Lilia lua decizia inspirată de a muta antrenamentele în aer liber. A început să se încălzească. Aveam 10 elevi și când strigau câte un chiai, că Dumitru, eu cred, când el mânca, păi scăpa lingura. Și primul Dumitru zice într-o zi, dar să știți că orice nu s-ar întâmpla este spre bine. Îmi zice, Lilia, eu tot înțeleg, tot, că asta e pasiunea ta, că asta e dorința ta. Dar eu nu mă simt om în casa mea. Aici se întâmplă, eu nu știu, strigăte, sărituri, cu șuieracul. Zice, spate cumva așa noi să găsim o soluție care să nu tare să mă afecteze. Și am văzut că se încălzește afară și am zis că noi ieșim afară, pe stadion, facem lecții. Eu nu aveam altă sală decât stadionul. Prin această adaptare ingenioasă, participanții au avut oportunitatea să se antreneze în spații mai largi și să beneficieze de condiții favorabile. Și au început a veni, știți, lumea merge pe drum și vede că noi în uniforme. Și au început a veni și mai mulți. De la 10 s-au adunat la 15, aveam 2 ore pe săptămână, câte 2 grupe. În luna iunie am înțeles că vara eu nu pot tot timpul să stau. Așa. Când am văzut ce număr de elevi am, nu pot să-i aduc înapoi în casă la iarna. Nu pot. Și am început a căuta săli. Conștientă că antrenamentele în aer liber nu puteau dura la nesfârșit, Lilia s-a văzut nevoită să găsească o sală potrivită pentru a continua activitățile școlii de karate. E, și toți, la cine nu sunam, băteam la ușe, ei ziceau că noi nu suntem deschiși pentru străini, că este COVID și că nu putem să vă primim. Și cel mai tare atunci, așa un pic, era... Mă simțeam, nu știu, de ce, mi-era greu să înțeleg că eu ziceam că vreau să fac bine pentru copii, de ce nu pot să-mi găsesc o sală, de ce nu pot să... Și am apelat la comunitatea din regiunea în care sunt și să știți că în comunitate, când au auzit că eu fac karate, doamna care era administratoare
a fost și a cumpărat pâine de la mine și atunci mi-a povestit că soțul ei avea o sală de karate acolo. Și după asta, când am aplicat ca să fiu și eu să pot să activez acolo, îndată mi-a zis că sala este ocupată și că noi deja avem karate aici. Până în ziua de azi nu este nicio școală de karate acolo. A urmat o perioadă destul de complicată pentru Lilia. Și la urmă eu am aplicat la centrul de recreație, este un centru foarte mare și este o rețea mare în toată Canada. Și zic, nu știu dacă trebuie să fac asta. Am să încerc să cer sală de la ei și îndată mi-a răspuns. Am mai avut și proiecte și cu centrul pentru noi veniți, care se numește Center for Newcomers. A fost iarăși o experiență frumoasă, mulți copii care doar au pășit pe meleagurile Canadei, au făcut lecții cu noi și au înțeles că artele marțiale sunt o activitate importantă pentru fiecare. În acești ani de activitate a trăit momente emoționante care i-au întărit convingerea că este esențial să continue aceste antrenamente. Cel mai emoționant a fost o situație care da, cu adevărat m-a marcat și cu adevărat am înțeles că sunt, să zicem, sunt menită ca să fiu antrenor de arte marțiale. A fost așa un moment când fiica mea, mai mică, mi-a povestit că la ei la școală este o fetiță care are gânduri, aici la noi sunt foarte recunoscute gândurile astea, și care chiar și vorbea și zicea la toți că are gânduri suicidale și că ea nu mai vrea să trăiască și fiica mea are trăit foarte mult pentru ea. O întâmplare cu una dintre elevele sale a avut un impact semnificativ asupra Liliei. Deci, 2 ani în urmă, când noi am plecat, eu am luat școala din basementul meu și am plecat afară, mă contactează o doamnă și îmi zice că eu am auzit că face arte marțiale, karate, poate să venim la o lecție de... Eu am 2 fetițe de gemene și vreau să venim la lecții. Și am zis, ok, da, nicio problemă. Și peste câteva ore, iarăși îmi scrie, mă contactează și îmi zice că eu am făcut un research la profilul tău și fiica mea mi-a zis că o știe pe fata ta și ele sunt într-o aceeași școală. Zic, mulțumesc, e plăcut, bine, hai, vă așteptăm. Atunci când a ajuns la karate, fetița trecea printr-o perioadă complicată. Fata mea mai mică, eu i-am scris că, uite, cineva de la școală, de la tine, îți vii la mama la antrenamente, îți închipui la vinica, tu îți închipui. Și ea, când m-a întrebat cum e numele, am zis, iată așa, așa, și zice, mama, asta e fetița care eu ți-am povestit. Și când eu am văzut fetele, de data am înțeles, fetița care era cu pricina, era într-o vară, vă închipuiți, 30 de grade, un copil de 10 ani care este îmbrăcat într-un hanorac, cu glugă peste cap, cu mâinile lungi, era extra largi, eu cred că era de 3 mărimi mai mari ca ea, și nici nu se uita la mine în ochi și era ca și cum a luat-o mama de mână și hai mergi la... Acealaltă fetiță era mai veselă, zâmbea. Simțind nevoia de a ajuta fetița aflată în impas, Lilia căuta modalități de a-i atrage interesul și de a-i oferi sprijinul de care avea nevoie. Antrenamentul s-a început, privirea ei tot timpul era jos. Privirea ei nu era cu mine, nu era nicio conexiune. Scopul meu atunci era ca eu să capăt conexiunea dintre mine și ea. Și am apăsat pe atenția ei. Adică în timpul la toată ora aceea, eu am încercat să activez cu toți copiii, dar mai mult eram cu ea. Și dădeam să lovească, și dădeam echipamente ca să
ține, de exemplu, tu ești ajutorul meu. Așa, într-o oră, eu am făcut mai multe. Când la sfârșit, eu am pus-o să lovească, așa avem noi, și ea a lovit și am zis să strige tare, Chiai, tare, tare. Și a strigat foarte tare. Asta a fost primul sunet care eu l-am auzit la sfârșitul antrenamentului. Și în momentul ce am zis că eu am învins, sunt învigătoare, am câștigat-o. Și vreau să vă zic că este și până ziua de azi la mine în sală. 2 ani. În prezent își dorește să extindă impactul școlii sale de karate, având în plan deschiderea unei grupe dedicate persoanelor cu nevoi speciale. Calgary Down Syndrome Association. Așa. Au avut o zi în care au avut mai multe activități și eu am făcut un voluntariat. Singură i-am găsit, singură le-am propus proiectul meu, le-am zis ce pot face cu ei și mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ei. Erau așa bucuroși, așa pozitiv, ca un soare. Această inițiativă evidențiază nu doar devotamentul său față de arta marțială, ci și dorința de a face acest sport accesibil și benefic pentru o gamă mai largă de participanți, inclusiv cei cu nevoi speciale. Chiar era un băiat acolo care a zis că a mai făcut karate și, și era așa puternic și eu zic, oh, eu încă merg și așa încurajez, oh, tu poți să fii campionul Canadei și, sau poți să fii așa... Și bucuroși, da, asta îmi doresc foarte mult și vreau să vă zic că ei se schimbă total. Părinții sunt atât de mulțumiți, nu pot să vă redau câte mesaje eu primesc de la părinți, cât de mult se schimbă copiii lor. Pe lângă dorința de a deschide o grupă pentru persoanele cu nevoi speciale, Lilia are planuri mult mai mari pentru viitorul școlii sale de karate. Asta așa este un vis de-al meu. Să construiesc o arenă foarte mare, unde să fie mai multe săli de karate și să fie nu numai karate, dar și alte activități ca fitness sau pilates sau alte care poate să... Și să fie anume pentru elevii mei. După ani de perseverență, munca asiduă și dedicare, școala de karate a Liliei a fost înscrisă oficial în Japonia. Aici este scris în japoneză și scris Japan Karate Association. Eu am devenit, cu această asociație, am devenit instructor calificat nivelul D internațional. Sunt instructor internațional calificat. Mă bucur și eu când zic asta. Eu și învăț ca instructor. Sunt anul acesta, sunt anul 4 în cursul de instructor. Și prima regulă ca instructor la noi se socoate asta. Trebuie să fii mândru că ai logo-ul de JKA pe uniforma ta. Acest lucru nu doar atestă calitatea și autenticitatea practicilor sale, ci și reprezintă recunoașterea valorii și a contribuției sale la promovarea și perpetuarea tradițiilor arte marțiale japoneze într-un mediu internațional. Această asociație este unica asociație din lume care are sistem educațional și eu sunt mândră chiar că este manual de instructor, eu acum la moment am fost recunoscută ca instructor internațional și arbitru internațional nivelul D și recent am luat gradul 3, Sandan. Antrenorul meu este Don Sharp. Eu de fapt pot să zic că doar orice antrenor, nu pot să-l numești numai antrenor sau profesor, este ca și un mentor. Eu, de fapt, am 2 mentori la moment. Sunt 2 mentori principali cu care eu cresc. Unul este din România, antrenorul emerit și antrenorul lotului național de karate, Oliver Dobre. El a fost pilonul, cel care m-a încurajat ca eu să deschid școala. El a fost cel care mi-a dat surse pe care în Canada, așa surse nu poți să le găsești, să
chiar să predai. Cum să predai? Cum să... Și momentele grele cu părinții. Am avut momente grele cu părinții. El a fost persoana care m-a încurajat și mi-a zis că asta este parte din rolul nostru de antrenor. Să știi că mi-a zis așa că noi antrenăm copiii pentru viața reală. Moldoveanca a obținut recunoașterea internațională fiind atât antrenoare cât și arbitră de karate. Povestea fascinantă a Liliei și a școlii sale de karate ne reamintește că fiecare pas pe care îl facem în urmarea pasiunilor noastre poate deschide uși neașteptate către realizări extraordinare. Nu am reușit să venim acasă. Legătura cu Moldova a rămas... În relații bune, mai ales cu echipa de karate de acolo. Tot timpul sunt așa mândră să vorbesc cu colegii mei din GKA Moldova, președintele federației care este până în ziua de azi, Anton Ignat. Știu bine că ei se mândresc pentru ceea ce fac eu. Comunic cel mai des cu Valeriu Griu din Cimișlia, Andrei Kovalski din Chișinău și antrenorul meu, Ștefan Cravcescu. De la antrenamente umile cu 3 copii până la recunoașterea internațională și planurile ambițioase pentru viitor, Lilia demonstrează că curajul de a urma propriile visuri și perseverența în fața provocărilor ne pot transforma viețile și pot inspira comunitățile întregi. Cel mai important este să nu te pierzi, este să nu-ți pierzi personalitatea ta, să nu pierzi rădăcinile tale și să știi că eu nu uit niciodată de unde am venit. Totuși, Moldova este acolo unde eu am devenit Lilia. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă.